Salut, prieteni! În acest video o să vă arăt la un E60 cum înregistrați noua baterie, dacă ați schimbat bateria, cu ajutorul OBD-ului V-Linker BM+. Îl introducem aici. S-a aprins luminița. Și acum pe telefon. Trebuie să ne asigurăm că suntem în mod avion, să nu ne deranjeze nimeni. Trebuie să intrăm în primul rând în Beamer Code, să codăm bateria și după aia în Beamer Link să o înregistrăm. Intru în Beamer Code. Pun contactul la mașină, nu o pornim, doar punem contactul să aprindă becurile, ne conectăm la mașină, acum citește, așa, BMW seria 5, îi dăm OK, citește seria la caroserie, ECU, tot ce e de citit aici, ca să putem să codăm mașina. După ce am codat și am spus ce baterie am pus, după aia în Beamer Link o registrăm. Trebuie să intrăm la Car Access System. Bun. Acum vedeți, intrăm la baterii 80 AGM. Noi avem pe mașină de 95, așa că o să punem de 90 AGM ca să aibă încărcare. După ce am bifat aici, dăm pe Save și apoi îi dăm Code. Notiți aici. Nu trebuie să fie întrerupt procesul de înregistrare, de codare. Bateria să fie ok, Android să fie ok, să nu fie deconectat adaptorul. Start coding. Deci noi acum codăm bateria de 90. Coding complet. Înseamnă că e ok. Acum ce mai avem de făcut? E să ieșim afară de aici. Disconnect. Și să intrăm în Beamer Link. Ne conectăm în Beamer Link. Identifică mașina, citește vinul, bun, intrăm la baterie, dacă apare asta îi dăm retry până ne apare bateria, e ceva de la soft aici până aici face update, 90 AGM, 92% încărcată, 282.000 de kilometri, îi dăm register new battery, îi dăm yes aici, ne spune ce avem de făcut. Să fie motorul oprit în poziția 2 și să n-aibă erori motorul. Îi dăm register. Și acum s-a înregistrat bateria, că ne apare aici. Eu m-am jucat înainte, am făcut 282-260. Acum e 282-580. Câți kilometri avem noi acum? 282-581, da? Deci gata, bateria e înregistrată. Asta a fost, numai că trebuie să dăm de câteva ori retry până vede bine. E o chestie de la program. Așa e și cu senzori, de exemplu, sau valorile. Dacă dăm click, uite, vedeți, dacă dăm retry de câteva ori, e o chestie cu Beamer Link-ul acum până își face un update. Dar de mers, merge. Bun. Și am înregistrat bateria. Deci ok. Acum pot să opresc motorul. Și totul e ok. Ieșim din program. Disconnect. Putem să pornim mașina. Totul este absolut ok.